Hey! S-auzea și de data asta. Băi, eu mereu trebuie să vă prind, mă. Salutare, toată lumea. Nu, stai. Bine v-am găsit la un nou episod de GTA San Andreas. Astăzi sunt Pope Family Friendly, Pope cel cu minte. Haideți să continuăm seria. Ce am uitat? Intro. Bă, Pope aici. Am 5000 de ore în GTA San Andreas. Hai să vă arăt. Click. Te încarci? Mulțumesc. Am și uitat la ce misiune suntem. Haideți să continuăm. Se pare că avem misiune la Rider și la OG. Hai la Rider. Nu mai știu care e. Gata, mi-amintesc. În misiunea asta trebuie să furăm niște cutii de pe un tren. I ain't got the energy for it, man. Watch the road, motherfucker. The road. Deci toate voice line-urile le știu. Ce caut pe traseul ăsta? Am ocolit tot orașul. Aici sunt niște vagoși care se împușcă cu homies de ai noștri. O să-i călcăm foarte frumos. 1, 2, 3. Iubesc jocul ăsta. Acum vin Bala și... Sigur, Rider, pentru tine orice. Era tare un Danan spray de graffiti. Puteam să fac graffiti-ul ăsta, nu că m-aș cu ceva. Acum pleacă CFR-ul cu CJ. Eu nu știu cine poate dea fail la misiunea asta, dar ideea e să țintești deasupra capului lui Rider. Încarci tu până la jumate și îi dai. Sau la maxim, așa e, merge și la maxim. Ha! Băi! Avem o problemă. De ce s-aruncă cutiile așa? Ok, era de la FPS-uri. Am și zis cine poate dea fail la misiunea asta. Pope, cine poate să dea? Bă! N-am ratat în viața mea atâtea cutii. Vai, Pope, ce trăznit ești. Spui că ești cel mai bun jucător, dar de fapt dai failuri. Să-mi fie rușine de tine. Păi ar trebui să-mi fie rușine. La naiba cât de greșeli pot să fac. Ce frumos ai parcat, CJ. Ai parcat cu mâinile, nu cu capul, să mor eu. Mamă, ce iubesc cutscene-ul ăsta. E așa chill să mor eu. Hey CJ, tell me why I didn't finish high school. No, that ain't. I'm too intelligent for this shit, man. A genius. Vom merge să facem misiunea cu stivuitorul. Vă învață Pope. Mereu am avut probleme pe unde ocoleam. Facem dreapta aici și mergem în față. E super ușoară misiunea asta cu stivuitorul. Parcăm aici și să înceapă bubuiala. Îi tragem lui Vor un cap. Tragem aici. Și mai avem câțiva. 2. Mai sunt 2 aici. Bine. Bun. În caz că nu știați, puteți să luați 2 cutii cu stivuitorul. Și le băgăm în felul următor în dubă. Le punem mai în stânga. Sau în dreapta. Bun. Încă 5. Noi suntem pe Germania, aici la fura de paleți. Încă 2. Bă, da, încep să aibă problema asta. Oh! Oh! Bun, astea sunt cutiile. Ne urcăm repede în asta. Bun! Bun, acum se spawnează ăștia de la armata în spatele nostru. Mai acu pe la jumatea drumului. Adică, acu. Ce v-am zis? Uite frate, n-am înțeles niciodată asta. Stau să fur cutii cu Rider cu stivuitorul ca să le arunce. N-are sens. Scurtătura de la Pope. Stânga aici, dreapta aici. Stânga aici. Yeah! Să mă audă toți vecinii. Și așa se face această misiune. Mai avem misiuni la OG. Hai să-i dau ăsta ceva de mâncare că nu mai are viață. Vreau și niște ciuloane de-astea. Bă, mie acum mi-a picat fisa. CJ al nostru e ca Skip Irnog, nu vi se pare? Hai să punem niște mușchi pe el. Hai CJ să te văd. Cele mai grele. Cum era shift și click? Bine CJ! Doi tati! Hai să facem pe CJ șmecher. Wow! Yeah! Mamă, e CJ, zici că e valahul să moară familia mea, gata, trage 3 tiruri acum. Bun, hai să facem misiunea la OG. Speedrun-ul... Mamă, vreau să zic și eu ceva. Speedrun-ul nostru decurge de minune. Ușor, CJ, nu te grăbește nimeni. Ușor, că ești cu întâia. Mama, asta e misiunea în care trebuie să furăm caietul de rimedia lui Mad Dog. Vă arată Pope o scurtătură, bineînțeles. Normal, harta te pune să intri pe la poartă. Dar poți să iei pe aici pe la semnul Vinewood. Adică pe aici. Hai să furăm. Eu acum realizez ceva. Noi suntem la misiunea asta în care trebuie să furăm. Și CJ îmbrăcat așa. Facem aici prima oară un kill. Al doilea kill. Aici o să vină o pază, trebuie să ne ascundem. Ne punem aici. Crouch. CJ s-a negrit pe hartă. Cam rasist episodul ăsta. Așteptăm să vină. Și mergem să-i tăiem gâțile. Mamă ce mil... Nu s-a întâmplat nimic, băieți. Suntem în regulă.
fun fact, vorbind de la gamer la gamer acum, animația asta de cuțit e un finisher în Manhunt, dacă v-a jucat. Luăm armura asta, că e păcat de aia. Am făcut lucrul să dispară, băieți. Așteptăm să treacă garda asta de vine de-n dreapta. Îi furăm pistolul. Oh, doamne, ce speedrun nebun. Mamă, dar de ce deformați așa pereții? Folosim pistolul ăsta. Pam, să mai și uita la mine ăla. Ok, ok. Da. Ce-am astăzi? Eee, mai... Mă abțin atât de tare să port un zâmbet pe buze. Ne urcăm pe acest mountain bike și să-i dăm drumul. Hai, CJ, pedalează. Măgame-și pula! Oh, ce se întâmplă cu burta lui CJ? Bă, dar e cărți San Andreasul ăsta al meu. Hai să mai facem o misiune. Și unde n-ai bine aștepte până la 12? Mă mai sună și telefonul. Pa. Oh, facem misiune, perfect. Hai să facem misiunea aia la Tempeni. Aia când trebuie să dăm foc la o vilă. Și în această misiune CJ o să-și facă o prietenă. Mai multe decât mine. Ho, ho, ho! Drift aici? Mai. Luăm astea. Bun. Acești oameni se bucură de ziua lor de... miercuri. Și un afroamerican vine la ei și le spune... mai e pe aici un vagos în spate, aveți grijă. A, da, mai vine și mașina cu vagos. 3, 4, 5. Facu iese de pe ușă un vagos. Eu ți-am dat foc, eu te salvez. Cum am intrat aici? Ca să mai tăiați din timp, faceți aici dreapta. Aici. Luați ăsta, extintorul. Normal te duci la fată sus și după aia zice să cobori, dar mai tai din timp. Mai sunt și niște bani în camera asta, că o să ai nevoie. Dar CJ e de-al nostru și ia. Ok, stânga aici, luăm, stingem focul ăsta. Ok, stingem focul ăsta. Stânga aici. Ok, mergem pe aici în față. Dreapta aici. Stânga aici. Mergem pe aici. Denise cu noi. Bine, și-am ieșit. Sărut-o. Bine, CJ, bine, sunt mândru. Hai să ne urcăm aici repede. Ușa e pe partea elaltă, proastă. I did an oopsie, guys. Am spart un gărci, am omorât un polițist. Cause I'm a Virgo. Înapoi la misiunile lui Tempeni. Asta e misiunea în care ne pune Tempeni să omorâm pe un rus. Vă învață Pope o scurtătură. Ca de fiecare dată. Bun, facem aici dreapta. Sărim aici. Mergem în capăt de tot și facem stânga. Adică aici. Bă, dar e boală, mă. Aici o să se difurce drumul în două și noi facem dreapta. Adică aici. Aici facem dreapta again. Și așa nu mai ocoliți tot orașul. Băieți, vă provoc pe toți la duel. Bine, bine, rău, bine. Sărim aici, sărim aici. Luăm asta, tragem în asta, grijă mare că aici sunt 3. Haha, ce fraieri, i-am omorât pe toți. Mai este unul aici. S-a ascuns. Ce-ai, mă? Ce-ai, mă? Și eu bun. Mai e unul aici pe stânga. Încă 2 pe stânga. Aici avem o viață. Încă 2 pe stânga. Ok, hai să curățăm pe ăștia prima oară. Bun, nu bun, mai sunt 2. Ok, hai să vă învețe... Hai să învețe Pope ceva. Vedeți cutia aia de acolo? Puneți ținta pe ea, tragem și... Wow! Extraordinar. Luăm acau ăsta. Grijă mare că aici mai e un balas. Și hai să-l omorâm pe rusul ăsta early. Bun. Aici nu putem să alergăm, aici putem. Alergăm, alergăm, alergăm. Luăm acau. Și s-au despaunat văruții. E mult prea ușor, mă. Ia, cine sună? Nu o să scot pe Denis la date. Facem speedrun. Trebuie să mă înțeleagă. Cred că acum e misiunea aia când trebuie să furăm o mașină ca să luăm pe managerul lui Mad Dog. Atenție mare să nu-i trageți ăla în cap, că vă puneți să reparați mașina și pierdeți timp. Facem dreapta. Uite ăla cu mașina neagră. Mamă, ce prost sunt.
I did an oopsie again, guys. Am înjurat. Ne dăm jos, îl dăm pe ăsta jos. F. Hai să nu te aud, pa, mașina noastră. Grijă să nu o bușiți. Eu cu talentele mele spațiale. Drift aici. Parcarea laterală. Bine. Acum trebuie să mergem în coloană. Vine văruțul. Și normal aici trebuie să-l aruncăm pe ăsta în mare. Nu o să-l aruncăm în mare, deoarece poți să-l arunci în orice apă. De exemplu în Glen Park, acolo mergem. De exemplu merge să-l arunci în apa asta. Bine, să mă dau și jos din ea prima oară. Ce v-am zis? O luăm că e păcat. Dacă te simți inutil, gândește-te că sunt collectables-uri de astea pe San Andreas. Ce misiune să facem noi acum? Hai pe aia la suite, că e mai aproape. E misiunea când trebuie să cucerim ăsta din spate, Glen Park-ul. Yeah! Mamă, cea mă? Bun. Salut, salut frații mei. Salut, veniți-vă. Oh, 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 oh. Ok, este timpul să culcăm niște... Ok, ăștia au bâte. Tu de ce n-ai mă picioare? Doamne, îmi vine așa să înjur, dar nu pot, este un episod family friendly. Ai, eu așa asta. Oh, oh, oh. Teritoriul este al meu. Al meu, mă, e pe actele mele, mă. Te rog frumos să mă las să dau skip. Asta e că mai este unul și zice Tenpenny set me up. Crazy, crazy. Vreau și această bravura, te rog frumos. Mamă, băga-mi și pula. Ăsta ce a venit, mă, cu crosa de golf? Vai, dar este anarhie. Hai să terminăm misiunile la OG. Mama, OG, zici că zic OG's bull și ăsta e OG Loki rapper la mâna a doua. E piperul, nici măcar nu e numărul 1, sare. Mamă, trebuie să ne îmbrăcăm. Haide să-l facem pe CJ extraordinar. Ne oprim aici? Cine mă mai sună, mă? Intrăm aici? Mamă, ce simt adicoș și am putut să-i pun în picioare. Mamă, de ăștia avea străbunica la țară, la Nămol. Nu am terminat outfit-ul. Vreau și eu gestul ăsta, că dacă tot merge la petrecere. Acum mergem la bingo să culegem niște zdrențe căpătate. Extraordinar. Zice, chiar e fericit de astea. Cel mai iubit dintre pământeni, uite-l. Na, nu spune că te-ai blocat. Bă, n-am apucat să salvez. Mi-e rău. Cum vrei să fie un episod family friendly când mie mi se blochează? Băga mea. Ah.